La mulți ani 2023. Bineînțeles că nu puteam să fiu decât în Cașvana. De ce în Cașvana? Pentru că oamenii locului, oamenii de aici, nu sunt foarte dragi. Pentru că ei au o empatie cum rar mai găsești, din păcate, în restul locurilor. Și pentru faptul că sunt români adevărați, români care trăiesc și simt românește încă în țara noastră și încă mai sunt cei care mai duc mai, duc mai departe și duc mai departe tot ceea ce înseamnă tradiția românească, simțirea românească și nu vreau să spun cum spun ceilalți, că dacă ești naționalist sau patriot, e deja nu suntem parte din Europa, nu. A fi patriot înseamnă să-ți iubești țara, să-ți iubești locurile prin care ai crescut, să-ți iubești oamenii cu care ai crescut și în ultimul rând să-ți iubești tradiția strămoșească, tradiție care face parte din sângele nostru, sângele nostru românesc. Mă bucur să am în primul rând pe doamna Ilițoi, dar nu în ultimul rând și pe domnul Ilițoi. Am să vă mărturisesc că o gândire mai clară și mai coerentă nu o găsești nici la toți parlamentarii și guvernanții din București, pentru că domnul Ilițoi spune niște lucruri care ar trebui să le lasă mult de gândit guvernanților noștri. Îi mulțumim, doamne Ilițoi, că ne-a făcut cămășile. Iată, cât am fost aici? O lună jumătate, două luni, doamne Ilițoi, când a fost azi noastră? Două luni. Deci în două luni a făcut niște lucruri și să-mi fie scuzat pentru telespectatori, dar am să mă îmbrac cu cămășile făcute de doamna Ilițoi, atât eu cât și colegul meu, care nu este numai colegul meu, trebuie să spun, este și fiul meu, dar care, știți cum, la umbra nucului sau aș chiar nu sare departe de trunchi, el simte și gândește la fel ca și mine românește. Doamna Ilițoi, să le dați cămășile să ne îmbrăcăm. Perfect a venit. Deci iată-ne din nou, după ce ne-am îmbrăcat tradițional românește, tradițional și cu multe mulțumiri doamnei Ilițoi. Deci este extraordinar. Este extraordinar. Vă mulțumim foarte mult pentru... Doamne, ajută să vă dea Dumnezeu sănătate. Să ne purtați mulți ani de zile sănătoși. O să le purtăm mândri oriunde ne-am duce, că suntem în România sau când vom fi în toate colțurile lumii. Ne vom merge acolo unde sunt români, că avem români în toate colțurile lumii, în toate țările avem români. Și atunci, peste tot unde vom merge, vom purta aceste cămăși ca și mândrie a faptului că suntem români, dar și ca un sol al creației populare a doamnei Ilițoi. Vă mulțumim mult încă o dată. Acum vreau să revin la domnul Ilițoi, să ne spună lucrurilor pe nume, ceea ce spuneam mai înainte, exact cum ar trebui să gândească orice guvernant și orice politician. Care credeți că este problema în România? Da. Sunt cetățean român și a doilea european. Ce gândesc eu? Am făcut o mică sinteză a României. Mama mea spunea că în perioada regelui, țara a mers bine. Era grânarul Europa. A fost România, grânarul Europa. Datorită transformării petrecute în lume, s-a schimbat raportul de forță în favoarea socialismului. Ce spun eu și ce trebuie să facă guvernul României și guvernanții noștri? Se spune că guvernul este acela care trebuie să ajute poporul să trăiască bine. Fără ca să fiu, nu știu cum, trăiește rău poporul. Datorită faptului că atâția parlamentari, 560 sau 70, spune în 500, au fost mai mulți la legislatura trecută din nu cauza... Nu gândește unul bine. Se gândește numai prost. Cum să plătim taxe, cum să plătim impozite mai mari și nu are dreptate unii să duce. Una să spune, alta se face.
Nu e frumos din partea lor. Să le fie rușini. Eu spun așa, am făcut 2 ani și o săptămână de armată. În perioada asta, la noi, în unitate, cât am fost eu șef de gardă, la unitatea 014-02 Târgoviște, am păzit cu compania mea cel mai mare depozit de armament din Târgoviște, la unitatea 014-02. Ce vreau să spun acum? Aducerea ordine. La ordinea zilei. Rog și cer guvernanților, partidilor care sunt acum la guvernare, să analizeze și să rezolve 2 lucruri importante care din 89 și până azi nu s-au rezolvat. Câte guverne s-au perindat, n-au fost în stare să rezolve 2 lucruri esențiale în România. Și anume, problema fondului funciar și problema răspunderii magistraților. Eu am 30 de ani de muncă și de zile silnice de când mă lupt cu proprietatea mea, să-mi iau proprietate și o am de la părinții mei. În baza legii numărul 454 spune așa, orice persoană care se simte lizată de un drept al ei are dreptul să se adreseze instituțiilor statului pentru a-i se face dreptate. Legea numărul 18 spune așa, să restituie proprietățile confiscate de regimul comunist foștilor proprietari și moștenitorilor acestora. Mama mea, Ilițoia Nesilia, acum poartă numele Boca, că tata meu a venit de pe front rănit și în 45 o detezat. Eu a rămas vădvă cu 6 copii și s-a recăsătorit a doilea oară de necaz cu Boca Vasile al Costan. Și la decesul lui Boca Vasile, eu revenit a patra parte din averea lui Boca Vasile. Oriunde m-am dus și oriunde am mers, am arătat actele, dar corupția, am spus încă o dată, este mai mare ca dreptate. Vă felicit pentru că aveți puterea asta să vă bateți. Chiar dacă nu e pe o suprafață, nu știu de care, de 10 de mii de hectare sau 10 hectare sau pe o bucățică mică, de fapt vă vreți dreptul la proprietate. Sigur, n-am 100 de hectare. Am 2 hectare, domnule, care sunt mele, moștenire de la părinte. Pe astea 2 hectare, dintre care acasă, grădina lângă casă, din titlul de proprietate numărul 980, da. Parcela 1774. Felicitări, aveți o memorie pe de 2550 de metri pătrați, mi-o ocupă Ilițoi Iacob abuziv. Și restul până la 2 hectare unde sunt? Așa, stați că vă spun. Mai ocupă Ilițoi Iacob parcela numărul 499/11 de 1615 metri pătrați, cu care sunt și întabulat în cartea funciară. Tot Ilițoi Iacob... Dar dumneavoastră plătiți impozite pentru ce sunteți? Sigur că da. Dumneavoastră plătiți impozite? Pe ăsta plătesc impozite sunt întabulat. Pe asta încă n-am plătit eu. Așa. Acolo unde sunt întabulat parcela 499/11 de 1615 metri pătrat, eu plătesc impozit, eu sunt întabulat, eu am hotărârile de cătorească definitivă și irevocabilă. De până la urmă mori cu legea în mână. Asta am pus, asta mă doare. Vă mulțumim frumos, eu am pe lângă mine și pe Eudochia. Eudochia, o știți de la cealaltă emisiune, o doamnă care îmi place foarte mult pentru că ca învățător, ca profesor pentru copii, ca și dascăl, frumos spus, ca și dascăl, creează foarte multă empatie și să nu uităm că școala din Cajvana are cam cea mai mare din județul Suceava, nu? Are 1900 de copii. Și aveți de la clasa pregătitoare până clasa 12 aveți. Și post-liceală. Și post-liceală aveți aici. Post-liceală cu ce specializare? Mecanică și construcție. Mecanică și construcție. Fabulos. Și mai bine lumea la post-liceală? Da, chiar bine. Școală profesională nu aveți. Aveți profesional. Aveți profesional. Incredibil. Chiar și de pe sat. Da. De mulți. Sunteți mulți. Mulți și buni.
Cum ați făcut de totuși? Că am văzut aici toată lumea din Cajvana, ea merge afară să muncească, să, ca și copiii domnului Țoi, prin Italia, prin la Bruxelles sau prin Italia. Toți sunt duși. Cum de n-ați plecat de aici? Nu am rămas. Cu toate că e greu. Știți cum e cu salariile bugetare, nu a fost chiar ușor. Dar am rămas. Ne luptăm pentru țara asta. Chiar ne iubim țara. Asta le spuneam și celorlalți. Noi nu suntem un popor de păscători. Se spune proverbul că capul plecat s-a dat în taie. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Capul plecat începe să pască dacă stă prea mult plecat. Noi nu suntem popor de păscători. Haideți să ne ridicăm capetele. Toți odată, da. Ok, dacă ridicăm câte unul, o să cadă capul. Dacă ne ridicăm toți, capul, 5, 10, dar restul rămâne. Mai auzeam din, da, anumiți prieteni, România nu luptă pentru România că nu oferă nimic. Cu România noastră, noi suntem România. Ce să ne oferă România dacă noi suntem România? Cum să cerem altceva? Ca și o casă, ai o casă cu podoabe, la moștenite, la moș strămoș. Și vin și îți pui chiriaș în trânsa. Și îți distrug chiriașul. Vezi că îți distrug țara, casa. Și lași? Nu că îi dau un șuturi. Ok, asta e și cu România. E noastră. Noi trebuie să scotem chiriașul. Nu e să ne ducem slugi într-o casă urâtă. Ce o să spunem copiilor noștri? N-am fost în stare să povesc casa de la moș strămoș. E noastră. Cuvinte. Trebuie să ne revenim că nu e calea cea bună să plecăm. E greu, într-adevăr. Dar nu e imposibil. Nu e imposibil, v-am spus. Nu suntem popor de păscători. Ai cal, 5, 10 capi, dacă ne ridicăm toți, n-au cum să ne ridicăm toți. N-au fost nici într-o parte politic, nu mă interesa partea asta, dar iubesc țara, iubesc de România. Trebuie fiecare dintre noi să luăm atitudine și să vedem cum putem face să o aducem pe calea cea dreaptă, că ori e din stânga, ori e din dreapta, ori când îi pui la un loc, sunt toți în aceeași oală și provin din același FSN. Că e PDV, că e pe... Nu m-am ocupat niciodată, dar cu partea asta cu copii. Spune că na, copiii nu sunt patrioți, nu e adevărat. Și cea mai mare minciună. O făcut de istoria urâtă, să nu poată învăța, să nu... La patriotism se simte. Am un exemplu, vă dau... N-am făcut ziua României. Copiii de 6 ani, de clasă privitoare. Am pus o povestioară pe o fetiță care a murit părinții în război și s-a dus. Atâta bucurie a vrut să meargă și la Alba Iulia. Copiii trăiau bucuria ei de comers la Alba Iulia. Nu a văzut partea negativă că a murit părinții și era greu. S-au bucurat și au tras seva. Să suflăm asta, seva, esențial. S-au bucurat, comers la Alba Iulia și s-au bucurat fetița acolo. Vedeți cum a fost, cum defilau steagul, cum defilau acolo, cum steagul cum îl floturau, cum simțeau, cum cântau. Încă românismul există, patriotism. E în fiecare celulă noastră de român exact. Să simți și să trăiești românește. Exact. Și da, și hai să facem cumva să facem. Ducem corabia asta spre... Nu au fost cu partea de poliție și cu nimic, dar iubesc România. Asta vreau să ne s-o fost copilul. România e noastră. Nu rup pentru România, că nu mi-o fără nimic. Mi-o fără tot, eu sunt România. E noastră. Și de aici trebuie de să încep. De aici trebuie să încep. Asta înseamnă să ne adunăm bob cu bob, om cu om. Cum era, mi-aduc aminte povestea aia, nu știu dacă se mai face astăzi la școală, când era părintele, tată a 7, 8, 9 frați și le-a spus foarte frumoasă pe fața. Luați fiecare către o vârguță în mână. Și a luat fiecare de vorbuță în mână și apoi a tăiat-o, câte una a putut-o tăia. Și acum ia voi nou frați, ia adunați mănunchiul ăla de vorbuțe în mână, ia vedeți să mai puteți, stai la fel de ușor. Deci asta, unitatea este ceea care trebuie să ne definească pe noi ca români, ca să mai putem și să sperăm să mai vedem că se mai poate face ceva în țară. Pentru că, uite, cum spunea domnul Lițoi, cu legea în mână nu... Și totuși are puterea și tăria să lupte în continuare până la ultima picătură, la fel și noi, generațiile noastre. Să coborâm în inimă, nu să gândim superficial. Dacă am simțit, cred că s-ar schimba mult. Păi haideți să facem cu toții lucrurile astea, să coborâm încet în inima fiecăruia și să adunăm la un loc și să spunem până aici, de acum înainte, haideți să schimbăm lucrurile bine. Că dacă le lăsăm așa, și 2024 este de alegeri. Eu cred. E uimire de copii care vin și care trebuie să plece în altă parte. Care n-au nicio șansă aici.
Iubirea de copii care vin din străinătate, se poate în fie mă, așa că vin să ajung spatele. E cu spatele rău. Niște plăcăi de... Te uiți ca la soare, la gând și cu spatele. Uite că au muncit și au tras. Hai să nu mai fim poporul păscător, hai să ieșim, hai măcar... Noi o să cădem câteva capete, nu știu. Dar cei de spate să fie cu capul în soare, să simtă soare, să simtă albirea Pământului, să se întâlcați. Doamne ajută, ce poți spune decât că... Nu e ce trebuie. Sunt mulți copii care vin și îi vezi Am venit cu drag la Cajoană pentru că aici vă aveți cânteia asta a românismului și poate știu, am înțeles că uneori e frica de cei care sunt dați la conducere, că e fluturi de la PNL sau că e, nu știu cum îl cheamă, de la PSD. A creat această frică, frică mai mare de altfel astăzi decât înainte de 89. Înainte... Da, și înainte de 89 era Ceaușescu ca șubea țara. Poate a făcut el prostirea lui, nu știu, a fost greu, poate o parte nu le știa. Dar șubea țara a fost română adevărat. Nu a vândut-o bucată cu bucată. O lăsa moștenire nouă și o moștenire mare. Ca și cu casă, m-am spus, cu podoabe, cu tot. Cu și acum ne-am băgat chireașe și lăsăm să ne distrugă. Noi din șutul îi putem de afară. Casa noastră, mergem într-o casă urâtă în care suntem slugi, lăsăm casa noastră unde suntem stăpâni și lăsăm pe alții în chirie. Eu nu am putere de decizie. Dacă aș avea, cei care au condus 33 de ani țara și care au făcut atâtea, pentru atâtea răutăți pentru copii, nu știu, că eu în primul rând de copii mă vede partea asta. Nu i-aș înțela, nu i-aș băga în închisoare. Aș lua averile și aș pune să muncească, să fie manoval copiilor, manoval în italiană, să fie, să dea la mână celor care au construit și au făcut în alte țări, să vadă cam pe cât o trecut, cam cât de greu a fost. Am avut până acum invitat pe un reprezentant al seniorilor, pe domnul Ilițoi, și acum avem un reprezentant al celor mai mici juniori, este vorba despre Daria. Ia prezintă-te tu, Daria. Spune numele tău de familie, cum te numești? Rosu. Daria Rusu. Părinții tăi sunt de aici din Cajvana, nu? Cășvăneni vechi. Văd că ai venit îmbrăcată în port tradițional de la Cajvana. Așa se poartă aici la Cajvana, da? Și ești în clasa a 10-a, a 9-a, a 8-a, a 7-a. În ce clasă ești? 0. Clasa 0, da. Deci iată reprezentanta cășvănenilor, de fapt viitorul acestei comunități, comunitate care își respectă cu adevărat tradițiile și mulțumim doamne dascăle Eudochia că a adus-o și ne-a prezentat-o pentru că un zâmbet ca al Dariei rar mi-a fost dat să văd, un zâmbet care cu siguranță va încălzi pe toți telespectatorii noștri, da, Daria? Ok, hai să luăm pe dascălul tău, pe doamna Eudochia, să ne spună cum simțiți copiii când vezi copiii ca și Daria. Cum îi cultivați? Cum îi îndrumați? Copii trebuie simțiți cu sufletul. Trebuie să te apreci la sufletul lor. Dacă simțiți cu sufletul, copiii simt asta. Cu sufletul îi putem și educa. Nu cu rigiditate, nu cu sufletul. Simțindu-i și aplicându-te la sufletul. Câți copii aveți în clasă? 24. 24? 24. Cum spuneam? Jumătate ortodox, jumătate penticostal. Nu contează religia. Sunt copii. Sunt de o inteligență, numai trebuie încurajați. Simțiți cu sufletul. Câte fete și câți băieți? Fete mai puține. Mai mulți băieți? Mai mulți băieți. Oh. Îmi pare rău că nu am adus să vă arăt ce mă definește ca dască. Da, puteți să în ne spuneți. Fiecare zi am inimioare, îmbrățișări, scris de dânsă, te iubesc, Doamna, chiar dacă lipsește o literă, dar e din suflet vine. Vine cu adevărat de la dânsul, din sufletul lor. Cred că asta trebuie să ne definească pe toți ca dască. Nu concursurile, că nu știu dacă sunt cele mai importante. Partea asta a sufletului lor, că vine și se aduce pictura respectivă din suflet făcută. Și atunci te emoționează și vezi că nu ești degeaba acolo. Și duceți din clasa 0 până în clasa 4. Clasa 4. Și după aia vă mai întâlniți cu ei pe holurile școlii. Vin și după, și cei de clasa 5, și cei din generația trecută. Și cum vrea vin cu un drag, primiți-ne înapoi, eu vă primesc înapoi, nu știu dacă vă convine vouă să luați de la capăt. Vin cu cadouri, vin, chiar mi-a făcut o compunere care m-a emoționat, că eu sunt un pic mai cu emoțiile, stau un pic mai rău. Bine. Te iubim mult, Doamna, să mulțumim. Cred că asta face mai mult decât tot.
practic, sunteți o mamă pentru 24 asta. De copii. Și aici mă simt ca mamă, că vin și spun. Să știți că nu e chiar așa în clasa 5-a, că doamna respectivă nu știu ce s-a întâmplat, că îi vin să plâng la mine, văd în mine mai departe, mila pe care o am. Și ajutorul pe care îl ajutor pe care îl pot da și poate am o trecere mai mare pentru dânsul. Dar tu la școală cu cine te împaci mai bine? Cu un băiat sau cu o fată? Cu o fată. Cum o cheamă pe fată? Anastasia. Și mai cum? Anastasia Sara Kinder. Am înțeles. E și verișoara ta? Cântă și ea. Și cântă și ea. Deci doamna Dască ne-a spus foarte frumos despre tine. Am înțeles că tu cânti. Și despre toți copiii din clasă. La noi suntem toți minunați. Toți copiii sunt minunați. Da. Foarte frumos. Și tu ai participat la concursuri? Da. Ai luat premii? Da. Oh, ce premii? Ai povestește-ne și nouă. Da, ne-am zis ce premii ai luat. Locul? Cum adică de acum? Da. Nu, ce ai primit de acum? Ce loc ai luat? Loc premiul întâi. Oh, felicitări! Deci ești premiantă. La concursul ce a fost? De muzică populară concursul sau? Da. Și de ușoară. Și de ușoară. La care îți place mai mult? Muzica ușoară sau muzica populară? A zis că ușoară. De ce îți place mai mult muzica ușoară? Că e așa un pic mai lentă, populară, așa, și eu nu prea pot urc prea repede. Aha. Dar mi se pare și interesantă. Ușoară. Mm-hmm. Și populară. Și populară. Da, nu știu, așa parcă mai mă impresionează un pic mai mult... Ușoară. Și la muzica populară, care melodie îți place ție cel mai mult? Nu neapărat să Bucovina Raiului. Bucovina Raiului. Tu îți iubești țara? Ce? Îți iubești România? Da. Îmi place tot din țara mea. Tot din țara. Când să faci mare pleci din țară sau vrei să rămâi în țară? Vreau să rămân în țară. Bravo! Uite, puțin copii, toată lumea gândește cum să plece mai repede. De mic, deci patriotismul se cultivă de mic și îți iubești, trebuie să-ți iubești rădăcinile de alea, rădăcinile de unde te tragi, nu-i așa? Ea e noastră, cum să o părăsim? Mai bine, mai greu, luptăm toți împreună, mergem înainte, nu o construim, nu o lăsăm izbeliște altora. Și astăzi vrei să ne cânti? Da. Ce vrei să ne cânti astăzi? Bucovina Raiului meu. Bucovina Raiului meu. Să rugăm legia să pregătească cadrele și bineînțeles pe Daria, astfel încât să poată cânta Bucovina Raiului meu.
Dacă v-a plăcut emisiunea, vă rog, apăsați acolo butonul de subscribe și să ne vedem la emisiunea următoare. Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc, Daria, vă mulțumesc, doamna Dască. Doamne ajută! Doamne ajută!